Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Taur, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna aprilie 2024, la mulți ani taurilor de aprilie și tot ce este bun, frumos și pentru evoluția voastră să se împlinească. Bun, haideți să vedem care este arcana majoră care urmează să vă reprezinte în această lună. Și vedem Marea Preoteasă, Marea Preoteasă care vine și te îndeamnă să-ți asculți intuiția. Poate să vorbească despre apropiere de spirit, de spiritualitate, de științe oculte, ezoterice sau, mă rog, credință pur și simplu, dar la fel de bine poate să vorbească despre secrete și lucruri ascunse. O să vedem noi care din variante iese în evidență. Mergem mai departe și o să începem cu niște cuvinte cheie pentru voi, dragii mei tauri, pentru luna aprilie și să vedem care sunt cuvintele cheie pentru voi. Forță, Doamne ajută, inșala, să o motivi, forță, curaj, determinare, sfârșit de ciclu. Iată-te, poate forța, curajul de a închide niște capitole din viața voastră și să începeți ceva nou. Săgetător, ia că te poate aveți de-a face cu cineva în săgetător sau poate o idee nouă și care vă încântă sufletul vine către voi. Mai avem, ia că te marți, poate o zi de marți este importantă sau energia lui Marte care vorbește despre acțiune, dar și despre determinare, da? Sau a fi așa mai competitiv. Și ce mai avem? Situație complicată și ia că te-a mai căzut încă unul. Și zice călătorie spirituală cu Marea Preoteasă, nici măcar nu ne miră lucrul acesta. Când situația se complică, e bine să te retragi puțin și să reflectezi asupra unor lucruri, să găsești forța și curajul și să-ți întărești mușchii spirituale așa pentru a trece prin acea situație. Bun, mergem mai departe și haide să vedem un titlu al acestei transmisiuni, acestei luni aprilie pentru voi. Go slow, take time. Mergi încet, ia-ți timpul necesar, nu ai unde să te grăbești. Poate vorbim despre niște emoții, poate vorbim despre o perioadă de tranziție pentru unii dintre voi. Că am văzut clar, se încheie un ciclu sau s-a încheiat un ciclu și aveți nevoie de această perioadă de procesare, poate a ceea ce s-a întâmplat, pentru a ajunge pe malul celălalt. Nu ai unde să te grăbești. Mergem mai departe pe calea astrelor și să vedem ce mai avem noi aici. Vedem casa patra, casa familiei, este cumva scoasă în evidență și casa a șaptea, casa parteneriatelor și a relațiilor. Aici posibil să apară schimbări și iată-te și săgetătorul, nu știu dacă sunteți într-o relație cu un săgetător sau nu, sau va apărea cineva la orizont. Aici îl spuneam, pe cele două case pot apărea schimbări majore, schimbări importante. Ok, și vedem nodul nord, New Life Goal. Un nou cel în viață, poate o nouă relație, poate întemeierea unei noi familii pentru unii dintre voi. O să vedem. Mergem mai departe, eram să mă duc mai departe decât îmi propusese. Hai să, uite, îmi propun acum să vorbesc ceva mai slow, așa că tot ne-a zis energia voastră că nu avem unde să ne grăbim. Tendința de escapadă, vedem un Marte în pești aici, tendința de a fugi, de a scăpa de situația complicată. Nu prea ai unde să fugi, nu ai cum să scapi, spiritul îți spune că e bine să-ți dai timpul necesar să treci prin această situație, prin toate etapele ei. Dacă este vorba despre, nu știu despre ce este vorba, da? O să vadă fiecare despre ce este vorba. Nu încerca să te ascunzi, să maschezi ceea ce simți, să te refugiezi în tot felul de chestii. Dă-ți voie să le simți, dă-ți voie să le trăiești, dă-ți voie să treci și să parcurgi tot acest proces de vindecare, tot acest proces de tranziție. Bun, mergem mai departe, așa cum spuneam, și să vedem și alte puncte importante pentru voi, dragii mei tauri, în luna aprilie. Și vedem energia lui Mercur, mesaje, comunicare, călătorie pentru unii dintre voi. Și vedem, iată, și toamna, anotimpul toamnei. Poate vă plănuiți o călătorie undeva la toamnă, poate discutați cu cineva,
care este născut în acest anotimp sau a fost născut în acest anotimp și iată detașarea de emoții, starea aceea de răceală emoțională. Lucrul ăsta, ok, nu știu, poate te ajută pentru moment, dar aceste emoții pe care tu refuzi să le simți, până la urmă vor ieși la suprafață, dă-ți voie să treci prin acest proces de eliberare. Și vedem Renewal Spark, o nouă scânteie, vrea să se reaprinde în sufletul tău, dar am văzut acea energie a săgetătorului care vine cu niște idei extraordinare, vine cu un impuls extraordinar de a face ceva nou. Ceva nou se aprinde acolo. Dacă până acum poate ai stat după această perdea de gheață, să spunem, acum ceva nou vine către tine și vrea să reaprindă această flacără a sufletului tău, dă-i voie să se întâmple. Hai să mai vedem ce avem. Da. Reprimarea unor emoții și niște regrete pe care unii dintre voi le aveți. Și iată-te și energia feminină. Nu știu dacă aceste regrete au legătură cu energie feminină sau, mă rog, energia feminină din voi are nevoie de ceva atenție și vindecare. Și mai vedem, iată-te, transformarea întunericului în lumină, care stă, evident, în puterea voastră, este în forța voastră spirituală și, de asemenea, asistența din partea strămoșilor voștri. Strămoșii voștri sunt alături de voi în această lună și urmăresc procesul acesta de transformare și alchimizare a durerilor, a emoțiilor reprimate, a umbrelor în lumină. Bun, mergem mai departe cu mesajele din partea Doamnei Lună și să vedem ce mesaje spune și aduce. O nouă poveste de dragoste sau o nouă prietenie s-ar putea să apară la orizont. Că am spus, dacă până acum ai stat cu inima înghețată, ceva nou vrea să îți reaprindă flacăra pasiunii. Comunicare, mesaje, iată-te luna nouă în Gemeni, comunicarea este cheia, vedem multe mesaje, am văzut energia lui Mercur și încă o lună nouă în Berbec, care îți spune, it's time to take action, e timpul să acționezi, e timpul să ieși de după perdeaua aceea, e timpul să ieși din turnul pe care l-ai construit în jurul tău și să-ți dai voie să primești pasiunea în viața ta. Un capitol din viața ta s-a încheiat sau urmează să se încheie, că este o prietenie, că este o relație de iubire, mă scuzați, nu contează, dă-ți voie să închei lucrul acesta și dă-ți voie să primești ceva nou, acea scânteie nouă să o primești în viața ta și în sufletul tău. Veți ajunge unii dintre voi la niște concluzii importante în această lună și anume că nu mai are niciun rost să mai stai în acea energie a trecutului sau într-o situație care nu îți încântă sufletul. Are tot rostul din lume să îți dai voie să te deschizi și să îți dai voie să primești ceea ce vine către tine. Mergem mai departe, ok, și vedem eclipsa în pești, schimbări când vine vorba de credințele voastre. Într-adevăr, vorbim și despre o apropiere extraordinară cu lumea spirituală sau, mă rog, cu fiecare cum înțelege planul acesta subtil. O chemare a sufletului tău de a-ți urma ghidarea inimii, de a servi în această viață scopului tău cel mai înalt. Încă o eclipsă de data aceasta în Berbec vorbește despre colaborări, pot apărea colaborări noi la orizont, de asemenea te poți întâlni în această lună, spune spiritul, cu oameni, persoane care, cu care împărtășești aceleași credințe sau credințe similare, aceleași idei și cu care să faceți un parteneriat extraordinar. Și încă o eclipsă, trei momente de eclipsă, schimbări profunde și la voi, dragii mei tauri, din ceea ce vedem, de data aceasta în Capricorn. Putem vorbi despre noi direcții când vine vorba de job, de carieră sau, mă rog, de lucruri din astea trei de materiale. Da, poate apărea o nouă colaborare pe parte de carieră acolo și a patra eclipsă, că nu erau suficiente trei, de data aceasta în Fecioară. Este o reorganizare a vieții voastre. Cred că mulți, sau mă rog, câți ori fi tauri, se vor opri și vor spune ce fac cu viața mea, ce am făcut cu viața mea până acum, unde m-a dus ceea ce am făcut până acum cu viața mea, unde mi-aș dori eu de fapt să ajung. Haideți să fac o reorganizare, o reconfigurare traseu și din punctul ăsta înainte să acționez diferit, să nu mai dau aceleași răspunsuri, să nu mai fac aceleași acțiuni. Și din momentul ăla lucrurile se schimbă. Mergem mai departe cu Sfântul Osho și să vedem Sfântul Osho ce spune. Vine cu Cartea Soarelui și el vorbește despre victorie, succes, reușită, iată-te și Doiul de Cupe, da? Carte de parteneriate, de prietenii,
dar și de suflete pereche, de ce nu? Și vedem și judgment, judecata. Poate că unii dintre voi veți lua o hotărâre legată de o prietenie sau de o colaborare, dar poate să fie și lucrul acesta, sau poate să fie cineva din trecutul vostru, că este trecutul acestei vieți sau a unei vieți anterioare, care vrea să vină în viața voastră. Hopa și turnul. Fie că această apariție produce o schimbare în interiorul vostru și este o schimbare profundă, da, pentru că nu vă așteptați, fie că ceva din interiorul vostru se schimbă și atunci atrage această persoană în viața voastră, poate fie ceea ce ați visat dintotdeauna cu șasele de cupe, da, poate să fie o confirmare a unui suflet pereche care vine către voi. Și vedem și mesajele, bine, aici se numește călătoria, poate fi și cineva de la drum, dar vedem mesaje între voi și această persoană. Hai să mai vedem încă una de la Sfântul Osho, încă una, încă trei, a vrut să fie bine. Ok, și vedem, ia către luptele interioare. Îți place ceea ce vine către tine, îți dorești ceea ce vine către tine, dar te opui cu vehemență pentru că ți-e teamă să-ți dai voie să simți. Spiritul îți spune, ești pregătit să faci lucrul acesta, ești pregătit să culegi niște fructe foarte frumoase, dar trebuie doar să-ți dai voie și să te deschizi. Și vedem și cartea Hermitului Apusnicului. Nu știu dacă ați stat foarte mult singuri, unii dintre voi, sau e bine să vă luați câteva momente de introspecție și să vedeți ce se întâmplă acolo cu luptele acelea interioare și să aduceți starea de pace, de liniște. Mergem cu Cupid Deck mai departe, ok, și vedem numărul 18, îmi aduce aminte de cartea lunii, da, de subconștient, și vedem cartea copilului. Acum nu știu dacă aveți sau nu copii, sau poate acea persoană are copii, sau vorbim despre copilul interior. Poate pentru că primul mesaj a venit copilul interior. Bun, ce mai vedem? Iată cartea de onoare înaltă, vedem și uniforma sau persoane cu haină de stat. Ok, vedem și cartea sicriului aici, ceva se poate ceva se poate încheia, poate să fie un mariaj care se încheie, un mariaj unde sunt și copii din ceea ce vedem, și se deschide un nou drum pentru unii dintre voi. Un nou drum plin de transformare care te poate duce la lumină dacă îți dai voie să mergi pas cu pas. Nu ai unde să te grăbești, nu ai cum să dai înapoi. Spiritul îți spune, drumul acesta l-ai creat, ai fost de acord cu el la nivel de suflet, dă-ți voie să mergi mai departe, să mergi în continuare. Haideți să vedem și Lenormand cu ce mesaje vrea să vină. Și vedem loialitate, prietenie, oameni care sunt gata să te ajute. Îi vedem acolo cartea stelei, da, ea vorbește despre destin. Vorbește despre a merge într-o direcție nouă alături de cineva care este loial sufletului tău. Ce vedem aici cu cartea șobolanului? Vorbim despre gânduri întunecate, vorbim despre situații bolnăvicioase în care poate stai, nu știu, și vine momentul să pleci și să ieși de acolo, pentru că vedem falsitate, da? Foarte multă falsitate, nu mai ai ce căuta în acea situație. Și cartea gândurilor. Poate să fie vorba de falsitate și, mă rog, lipsa de autenticitate din gândurile tale. Poate să fie vorba că te gândești doar, mă rog, nu știu cum să spun, ești concentrat doar pe lucrurile acelea care nu merg bine, da? Concentrat, ia că te poate, pe pierdere. Încetează să faci lucrul acesta pentru că îți face o defavoare. Și vedem cartea morții. Din nou apare la orizont și din partea lui Lenormand, ceva se încheie, ceva care nu este fain, nu este bun, nu este autentic, urmează să se încheie, probabil este ceva la care te gândești și cu cât te gândești mai intens, cu atât manifesti mai puternic această realitate. Ideea este că în cazul unora dintre voi se încheie lucrul acesta, ceva nou vine la orizont, ceva ce ai sperat să vină în viața ta se manifestă. Vezi cum primești lucrul acesta, ia că te vedem abundența la rădăcina pachetului pentru unii dintre voi, da, vedem și cartea casei, stabilitate și abundență, dar prin această energie nouă care vine și îți dai voie să o primești sau nu, tu știi. Mergem mai departe. La rădăcina primului pachet de tarot sunteți voi în toată splendoarea voastră, împărăteasa. Ea vorbește despre a da naștere unor noi situații din viața voastră, unor noi drumuri, despre a crea ceva frumos, creează abundență, după cum vedem, cu 9 de monede și o creează din iubire. La fel de bine putem vorbi despre cineva care alege din iubire de sine să rămână singur, măcar pentru o perioadă, pentru că, ce să vezi, e foarte bine și așa cum este. Este autosuficient. Mergem mai departe, ia să vedem.
și se deschide tarotul cu șaptele de monede. Răbdare și planificare, nu ai unde să te grăbești. Vedem și chakra gâtului, vești, comunicare, planuri de viitor pe care s-ar putea, opa, să ți le faci în această lună, în această perioadă, hopa, hopa, că vine turnul. A venit turnul odată, uite că a venit. Da, și iată-te, planuri de viitor sau discuții legate de încheierea unei situații sau de a călători undeva la distanță. Plexul solar care ne vorbește despre curajul și încrederea în tine și în, mă rog, forțele care ne guvernează de a merge mai departe. Ce vorbești, bobiță? Doiul de cupe și cartea îndrăgostiților. S-ar putea să apară iubirea pe strada voastră, o primești sau nu o primești, arată foarte bine, dar decizia îți aparține. Și uite, patru de bâte, vorbim despre fie achiziții faine, importante în această lună, sau posibilitatea ca această nouă energie, această nouă relație să ajungă să fie stabilă și de lungă durată, dar va trebui să hotărăști ce faci, în ce direcție te duci. Te duci către ceva care îți place sau nu? Și ia către cartea diavolului. Foarte interesant. Cartea diavolului vorbește și despre tentație, nu este neapărat ceva nou, ceva rău. Vorbește despre atracție irezistibilă. Și la rădăcina pachetului vedem magicianul. Ai manifestat lucrul acesta. Aici se numește awareness, conștientizare, și îmi place foarte mult că poate unii dintre voi veți conștientiza în această lună, băi, asta am cerut, asta am manifestat, este creația mea, acum va trebui să aleg, o primesc în realitatea mea sau nu. Pentru că ai puterea de a spune nu, ce să vezi. Mergem mai departe și să vedem la rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, treiul de monede. Da, poate să vorbească despre colaborare, poate să vorbească despre mai multe persoane la un loc decât e cazul dacă vorbim despre iubire. Treiul de săbii, vedem dezamăgirea. Este o dezamăgire într-un cuplu, este o dezamăgire într-un parteneriat unde poate există falsitate, mă rog, și lucruri de alte natură. Și vedem dedesubt cartea nebunului, saltul în necunoscut și noile drumuri care se deschid pentru tine. Is the seven of pentacles for my Taurus, thank you spirit. Și să vedem și lămuririle. Ok, ai răbdare, planifică-ți lucrurile bine, fii strateg în această perioadă, că ți-a spus în început, nu ai unde să te grăbești și vei ajunge la abundență. Vedem regele de monede, vedem șasele acesta de bâte. Șase de bâte care vine și vorbește despre niște recompense, să spunem, care vor veni către tine. Sau faptul că ceea ce vei face din acest moment înainte, dacă nu te vei grăbi, dacă îți vei da voie să faci pas cu pas, va fi foarte bine văzut și va fi răsplătit. Vei ajunge acolo unde îți dorești dacă vei face lucrul acesta, repet, cu determinare și cătinel. Five of Wands, și vedem pe chakra gâtului cinciul acesta de bâte. Poate să vorbească despre niște bârfe, poate să vorbească despre niște discuții ceva mai aprinse în această lună. Dacă sunt de la urâte, nu te băga că nu-ți șade bine acolo. Judgment, da, judecata. Nu știu dacă ți este teamă în momentul în care trebuie să iei o hotărâre, îți este teamă de judecata celor din jur. Sau îți este teamă să iei o hotărâre că vezi, dragă Doamne, nu știu ce se întâmplă pe acolo. Stop doing that, da? Încetează lucrurile acestea. La fel poate să fie, așa cum am spus, cineva din trecut să se întoarcă către voi. Curajul, iată-te, de a fi pe propria persoană, de a crede în tine, în forțele tale, în talentele tale, în resursele tale. Cred că unii dintre voi deja ați făcut lucrul acesta, deja poate sunteți de ceva vreme singuri, că nu toată lumea o să fie într-o relație și iată apare ceva nou la orizont, cu care să-ți faci planuri de viitor, cu care să-ți dai voie să visezi așa cum poate ai făcut-o odată și ți-e dor să faci lucrul acesta, zice spiritul. Poate să fie cineva în gemeni, cineva în rac, mă rog, zodii sunt capricorn, zodii sunt mai multe aici, sau cineva care călătorește sau este la drum, da? Sau cu care vei avea ocazia să schimbi direcția de mers. Doiul de cupe, îl vedem încă o dată, și cartea forței. Curajul de a intra în acest parteneriat, poate fi cineva în leu cu ascendent Venus, lună, nodul nord de leu. Curajul de a construi ceva împreună cu această persoană. Pentru că invitația va fi lansată până la urmă, doar că tu va trebui să spui da. După ce stai și le cântărești și le pui și dintr-o parte și din alta și așa mai departe, vedem clar că cineva ajunge la o hotărâre, cineva ia o decizie.
Poate ai așteptat destul de mult să iei această decizie și exact cum ți-am spus, din teama de a fi judecat, din teama de a nu fi arătat cu degetul. Lasă-i pe ceilalți că oricum te vor arăta cu degetul, indiferent ce decizie ei, da? Tu vezi de viața ta, spune spiritul, și alege ceea ce este mai bine pentru tine. Ascultă-ți intuiția. Da, Marea Preoteasă, o vedem. Ascultă-ți intuiția și dă-ți voie să mergi mai departe, dă-ți voie să faci saltul acesta necunoscut. Te tentează foarte mult, te atrage foarte mult. Îți spune, da? Ascultă-ți intuiția. Nu mai asculta gura lumii, pentru că lumea va vorbi indiferent, no matter what, din nou Cartea Îndrăgostiților. Vorbim despre iubire, vorbim despre niște lucruri foarte faine, doar că există această teamă a ta, da? Dintr-un motiv sau altul și fiecare le știe pe ale lui. Haideți să vedem și din partea amorului Ghebos care sunt mesajele. Da, foarte multă atracție, foarte multă chimie, magnetism între voi și această persoană. Getting to know each other, ia că-te să ajunge să vă cunoașteți, este o energie nouă pe care o vei întâlni la drum sau este de la drum sau veți merge undeva la drum împreună. Mamă, ce fălașit! Și cineva se retrage dintr-o situație, dintr-o relație pentru a putea primi, iată-te, această energie nouă în viața sa, da? Iată-te, give a chance, cineva mai vrea să dați o șansă unei relații. Probabil unii dintre voi veți spune, știi ce, gata până aici, veți lua hotărârea și cealaltă persoană încearcă să vă convingă să vă răzgândiți ceea ce a mai făcut și anterior, că de-aia n-ați reușit să luați o hotărâre până acum. Da, și spune felul următor, baby amor, eu o să dați o șansă acestei persoane, să nu acuzați această persoană de ceva, să nu-i puneți în cârcă ceea ce vi s-a greșit anterior, că nu i-a rănit, dar nu are nicio vină. Dați-vă timp, inclusiv în această relație, cu cât veți da mai mult timp acestei relații, o veți lăsa în ritmul ei și nu o veți forța niciun fel, cu atât legătura dintre voi va deveni din ce în ce mai puternică. Mergem mai departe și haideți să vedem și de aici ce avem pentru voi, dragii mei tauri, da? Gânduri, cineva probabil se gândește la voi. Vedem noi cine și iată-te mai foarte puțin până la încheierea unui capitol, unui ciclu din viața ta sau tu te gândești să faci lucrul acesta. Te gândești, poftim, că este timpul să pleci. It's time to go. E timpul să pui stop acolo și să intri într-un nou parteneriat, indiferent de natura lui. Chiar dacă această persoană nouă care vine către tine nu seamănă sau cu așteptările tale sau cu ce-ai creionat în mintea ta, du-te că este de bine. Uite și confirmarea cu patru de trifoi, vreau să zic. Trifoi cu patru foi. Vorbește despre șanse, oportunități care te pot duce foarte, foarte departe și la lucruri foarte bune. Uită-te după sincronicități în jurul tău în această lună, pentru că spiritul, da, ghizii tăi spirituali, strămoșii tăi sunt alături de tine și îți vor da tot felul de semne și îți spun go forward, mergi mai departe, du-te mai departe, nu te mai întoarce așa cum ai făcut-o până acum. Ascultă adevărul sufletului tău, ascultă adevărul străbunilor tăi, pentru că ei vor să te împingă într-o nouă direcție. Go with the flow, lasă lucrurile să curgă, lasă lucrurile să se întâmple, îmbrățișează trecutul, mulțumește-i pentru ceea ce ți-a adus, pentru ceea ce te-a învățat, detașează-te cu iubire și acceptare de trecutul tău și primește ceea ce vine către tine. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o surpriză ceea ce se întâmplă pe parte de iubire în această lună. Că este o surpriză plăcută sau nu, nu știu, dar o surpriză este care îți închide un drum și îți deschide un drum cu totul și cu totul nou și tu va trebui să alegi pe care vrei să mergi, da? Și se deschide poarta către fericire și vindecare personală. Dă-ți voie să te vindeci și dă-ți voie să primești fericirea în viața ta. Uite, apare iubirea, apare această relație cu numărul 14, da, temperanța, care vorbește despre echilibru, da, această relație echilibrată, această relație care te poate duce la împlinire și la fericire, dar tu va trebui să alegi în ce direcție te duci. Te duci în direcția trecutului, da, care s-ar putea să vină după tine, sau, mă rog, rămâi în ceea ce ești acum sau accepți această energie nouă care vine. Să vedem și mesajele din partea îngerilor, dragii mei tauri. Serefina,
Serafina este îngerul familiilor și spune că urmează o schimbare în cadrul familiei și am văzut casa a patra la început. Și vedem și căluțul mistic care spune du-te, du-te, du-te mai departe, nu te opri, așteaptă-te la soluții miraculoase. Și să mai vedem încă unul, ia să mai vedem noi, încă un mesaj, da, este Daniel, îngerul căsătorilor și vă asistă în luna aprilie. Și să vedem și zdrângănele trâncănele din dragul Minion. Cu ce zdrângănele trâncănele vine pentru voi Minionul în această lună? Și avem litera H, avem simbolul, mamă ce micuțe sunt, săgetătorului, da, zodia săgetător. Ok, și vedem și bufnița care vorbește despre intuiție și înțelepciune, ascultă vocea sufletului. Mai avem litera V, multe litere avem, litera L, litera W, există, da, William, nu știu, asta îmi vine în minte. Iacătă și clonțopeii aceștia de Crăciun, poate fi ceva în preajma Crăciunului, da, sau poate cineva născut în acea perioadă. Sau, nu știu, vara, sau cineva, pe unde cresc bananele, pe unde cresc bananele. Eu râd acum pentru că, mă rog, este o expresie pe la mine prin zonă pe aici, vraja cu banana. Nu știu dacă a făcut cineva vraja cu banana ca să se manifeste ceva în viața voastră sau nu. Sau poate mâncați banane în timp ce mă ascultați și e un semn clar că e ceva important pentru voi aici. Dragii mei tauri, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna aprilie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.